seara și bine v-am regăsit la monitor. Sunt Raluca Nicoare, iar pentru început vă invit să urmăriți câteva dintre titlurile de astăzi. Procurorii DNA au făcut percheziți în această dimineață la sediul Consiliului Județean Hunedoara, dar și la alte 6 adrese din județ într-un dosar de corupție. Zeci de vite care trăiesc cu picioarele în noroi se întâmplă la marginea unei comune din județul Arad. Primarul comunei Ocna de Fier din Caraș, Severin, a plecat să muncească în străinătate. Primăria comunei Arădene Semlac acuză Agenția pentru Resurse Minerale că i-a pierdut de două ori dosarul depus pentru obținerea autorizației de exploatare a apei termale pentru deschiderea unui ștrand în localitate, iar procedurile de până acum au costat peste 20.000 de lei și au durat 3 ani. Mai multe amănunte ne oferă Giuliano Junc. România tinde să devină un triunghi al Bermudelor, unul însă în care nu se pierd vapoare sau avioane, ci documente. Un caz realmente neverosimil este relatat de primarul comunei Semlac din județul Arad, Letiția Stoian, care spune că i s-a pierdut la Ministerul Resurselor Minerale un dosar de două ori în numai puțin de 3 ani de zile. Despre ce este vorba? Primarul comunei Semlac dorește amenajarea în localitate a unui ștrand termal. A depus în acest sens un prim dosar la Ministerul Amintit în anul 2012. Văzând peste un an de zile că nu primește niciun răspuns, a solicitat informații și s-a răspuns de la minister că pur și simplu acel dosar s-a pierdut. Au fost reluate procedurile, după care în 2014 a fost informată de la minister că documentul a fost respins, deoarece puțul pe care dorea să îl foreze în comună pentru acest ștrand termal se află la câțiva metri doar de calea ferată. Lucru absolut hilar în condițiile în care ștrandul termal dorit de comuna Semlac urmează să fie construit la o distanță de aproximativ 2000 de metri, adică 2 km de calea ferată, lucru care a fost certificat și de un document emis de Căile Ferate Române. Semn că era vorba pur și simplu de o greșeală a funcționarilor din minister. Astfel, dosarul a fost reluat din nou, însă, surpriză, acum câteva zile, primarul Letiția Stoian a primit o nouă informare în urma sesizărilor făcute, că iarăși nu se mai găsește dosarul depus de Primăria Comunei Semlac la Ministerul Resurselor Minerale. Rămâne de văzut totuși ce se va întâmpla, când va fi găsit acel dosar și când va fi aprobată documentația. Documentația referitoare la o investiție pe care Comuna Semlac o dorește de aproximativ 3 ani de zile, pe care a promis-o, pe care dorește să o realizeze din fonduri transfrontaliere și care se bazează pe o resursă care spun specialiștii este foarte bună în combaterea bolilor reumatice. Acestea au fost informațiile. Procurorii DNA au făcut percheziții în această dimineață la sediul Consiliului Județean Hunedoara și la alte 6 adrese din județ într-un dosar de corupție. Directoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Hunedoara, Monica Georgescu, este vizată în dosarul de corupție care ar viza fraude privind organizarea concursului pentru postul de director al acestei instituții din subordinea Consiliului Județean. Dimineții a ajuns reprezentanța ai DNA-ului, au sigilat la primul moment biroul directorului nostru general, ulterior au intrat în birou împreună cu doamna director. Potrivit unor surse judiciare, Monica Georgescu este vizată în acest dosar în care anchetatorii suspectează fraude privind organizarea concursului în urma căruia aceasta a câștigat postul de director al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Monica Georgescu a exercitat cu caracter temporar funcția de director general al acestei instituții din 1 ianuarie 2014. La data de 17 iulie 2014 a fost organizat un concurs pentru ocuparea acestei funcții, concurs câștigat de altfel de Monica Georgescu. În acest dosar, procurorii DNA au făcut percheziții și la sediul Consiliului Județean Hunedoara, unde au fost sigilate mai multe birouri. Unul dintre birourile sigilate este cel al secretarului general al Consiliului Județean, Dan Daniel. De asemenea, au fost percheziționate și biroul juridic și cel al corpului de control. În această dimineață, la sediul instituției noastre, s-au prezentat
s-a prezentat un grup de inspectori de la DNA care a avut mandat pentru a percheziționa anumite birouri din cadrul instituției noastre. Biroul secretarului județului Dan Daniel a fost sigilat și se efectuează cercetări la biroul Corp Control și la biroul Serviciul Administrație Publică Locală. Direcția Națională Anticorupție preciza într-un comunicat de presă transmis în această dimineață că procurorii de la Serviciul Teritorial Alba al DNA fac cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție comise în cursul anului 2014. Zeci de vite trăiesc cu picioarele în noroi. Se întâmplă la marginea unei comune din județul Arad, unde se află amplasată o așa zisă fermă care oferă condiții de ev mediu animalelor. Cetățenii revoltați au anunțat autoritățile care au deschis o anchetă. Imaginea condițiilor în care trăiesc aceste animale este cutremurătoare. Staulul stă să cadă, animalele par lăsate în plata domnului și încearcă să reziste în noroiul adânc de jumătate de metru. În unele locuri chiar și mai mult. Se întâmplă la intrarea în comuna arădeană Păuliș, acolo unde este situată această fermă improvizată. Acestea sunt condițiile în care în secolul 21, într-o țară din Uniunea Europeană, unde măsurile pentru protecția animalelor se înăspresc de la an la an, un proprietar înțelege să își țină aceste animale. Puteți vedea una dintre vacile pe care le în proprietate se află încropată aproape de jumătate în noroi. În această situație ne imaginăm și restul îngrijirea acestor animale, cum este asigurată, în special alimentația, în special hrana. Situația acestor vite i-a revoltat pe mai mulți cetățeni, astfel că reclamațiile și sesizările au început să curgă, nu doar către mass media, dar și către instituțiile abilitate. M-a revoltat probabil ca pe toată lumea faptul acela că trei animăluțe trăiau niște condiții inumane. Deci să ai un animal pe care se presupune că ai nevoie de el și să-l îngrijești și să-l ții în condițiile astea cu noroiul până la burtă, nu mi se pare ceva normal. Am anunțat și DSV Arad. Am înțeles că astăzi sau mâine urmează să meargă la fața locului să vadă situația, să ia măsuri. Nu l-am găsit la fața locului pe proprietarul animalelor. Rămâne de văzut însă dacă îl vor găsi inspectorii Direcției Sanitare Veterinare. Directorul instituției ne-a declarat că s-a deschis o anchetă la fața locului și va reveni cu precizări după finalizarea acesteia. Continuăm știrile după ce aflăm datele despre starea vremii. Bun găsit la meteo! Și astăzi vremea s-a păstrat la fel de rece ca și ieri, cu vreme geroasă chiar dimineața și noaptea. Cerul a fost variabil cu înnorări în regiunile sud-estice, unde pe arii restrânse a nins slab. Viteza vântului a depășit la rafală 60 de km pe oră în Dobrogea, sudul Moldovei și Bărăgan. Temperaturile minime au coborât până la minus 19 grade în depresiuni, iar maximele au fost de 4 grade. La noapte, vremea va fi rece în majoritatea zonelor, local geroasă în centrul și în sudul țării. Cerul va fi temporar noros și vor fi ninsori slabe, trecătoare pe arii restrânse în zona de munte, în vestul și nordul teritoriului, iar în rest doar izolat va fulgui. Aflați în câteva minute care este situația vremii pentru ziua următoare. Clipe sfâșietoare pentru o mamă din Maramureș, căreia pruncul i-a murit în brațe la spitalul din Vișeu de Sus. Femeia îndurerată sare la gâtul medicilor pentru decesul micuțului ei de nici 3 ani. Spune că băiatul ei a fost plimbat de la un spital la altul din cauza lipsei unui medic pediatru care să-l consulte. Când au văzut că starea băiatului se înrăutățește, medicii de la Vișeu au solicitat o ambulanță pentru a-l transporta de urgență la spitalul din Baia Mare. Pentru copil a fost însă prea târziu. Femeia și-a sunat medicul de familie după ce a observat că micuțul respiră cu dificultate. A ajuns cu bilet de trimitere la spitalul din Borșa, unde i s-a spus că nu mai există pediatru. Când am ajuns la urgență la Borșa, era un ăla ce la urgență, domnul ăla, către mine zice, da, aveți la pediatrie, zice, nu avem doctor, avem pediatru. Zice, faceți dreapta, eram cu soțul și copilul în brață, zice, luați-vă liftul și mergeți la pediatrie sus. Când am ajuns la lift, era o doamnă care comandă liftul. Zice, unde vreți să mă duceți? Eu am zis că la pediatrie sus. Dar ce să faceți voi acolo? Că zice, nu avem pediatru. Am mers sus, ne-a venit să-i sapată asistente, zice, nu avem ce vă face, zice, că nu avem pediatru. Când am văzut că copilul meu nu merge bine,
de făcut aerosol, dat, o băgat o granulă, lăsat jur de vreo două ore posibil să fi stat acolo la Borșa. Și eu mai făcut odată aerosol și o chemat salvarea și mi-au pus oxigenul și l-au băgat într-o pătură și m-au trimis, n-am știut unde m-au trimis. M-a întrebat asistenta de pe salvare, dar zice, știți unde merge? Nu că nu mi-a zis nimic, dar ce zice, m-a trimis la Vișeu? Zice, nu mi-a zis unde m-a trimis. Când am ajuns la Vișeu, că ele mi-au zis că am vorbit cu doctorul că ia la Vișeu și zicea, i-am zis că te trimitem la Vișeu, că noi n-avem pediatru. Următoarea oprire, spitalul din Vișeul de Sus. În ciuda tratamentului primit aici, copilul se simțea tot mai rău, iar medicii au spus că vor chema ambulanța pentru a-l transporta de urgență la spitalul din Baia Mare. Starea micuțului s-a depreciat văzând cu ochii, iar inima i-a cedat în scurt timp. Când am ajuns acolo, că el are cabinetul lui, am stat și am așteptat, mă pus pe un scaun, telefon, nu știu unde a fost, pe secție, nu știu unde a putut fi, convenitul nu știu a putut fi, om de serviciu sau ce a putut fi, că o sunat de acolo cum am avut telefon la ușă, zice, doctor, zice, am venit de la Borșa cu copilul. Am stat în loc de vreo jumătate de oră pe coridorul ăla, nu mai a apărut doctorul. Până la unul m-a apărut și m-a dus să mă băgat într-un salon. Oxigenul era pus acolo, nu știu de câte zile, că nu mi-a schimbat oxigenul acolo, fost oxigenul acolo, l-am găsit. Până de asta el pune la copil, oxigenul nu a funcționat. M-a chemat, zice, nu merge priza, hai la altă priză, m-am dus în alta. Nu, zice, n-am schimbat alea. Lingeria n-am schimbat, zice, o schimbă mai târziu. După aia, zice, haideți că mergea de priza. Și când mergea priza, când nu mergea la oxigen. Am băgat perfuze, după aia eu băgat niște injecții. Eu băgat anul ăla, să-ți vedea în jur de cât am stat 3-4 ori la veșe, copilul meu a primit 4 injecții. Mama copilului dă vina pe medici pentru moartea băiețelului. Femeia spune că va face o plângere la Colegiul Medicilor pentru ca aceștia să fie trași la răspundere. Cazul a intrat și în atenția Direcției de Sănătate Publică Maramureș. Din păcate am avut un deces la un copil de 3 ani de zile care s-a petrecut la spitalul din Vișeu de Sus. Cazul constă într-o patologie de prezentare inițială la spitalul din Borșa a copilului dus de către părinți. A prezentat o stare de insuficiență respiratorie la camera de gardă a spitalului din Borșa, de unde este direcționat din cauza lipsei de medic pediatru, în acel moment la spitalul din Vișeu de Jos. Spitalul din Vișeu de Jos este internat, Vișeu de Sus, pardon, este internat, văzut de către medic pediatru de gardă din acel moment. Pacientul prezenta o insuficiență respiratorie cu saturații scăzute a oxigenului, motiv pentru care s-a instituit terapie cortisonică sub evoluție, sub tratament, evoluția a fost staționară. În jurul după amiezii, pacientul a prezentat o insuficiență respiratorie din ce în ce mai severă, instalându-se și un stop cardiorespirator. Se fac manevre de resuscitare cardiorespiratoare, care din păcate sunt fără rezultat și se constată, din păcate, decesul la jurul orelor 19 ieri după amiază. Femeia spune că va merge până în pânzele albe pentru ca medicii să plătească pentru moartea copilului ei. Băiatul ar fi împlinit 3 anișor în luna aprilie. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad a organizat un seminar pe tema inovațiilor din agricultură. Evenimentul a vizat tinerii fermieri pentru ca aceștia să aibă o legătură cu mediul Uniunii Europene și să poată obține mai ușor fondurile acordate de Uniune. Activitatea instituției este marcată anual prin expoziții de agricultură în care se prevede stabilirea unei relații dintre România și Ungaria în special. Aș dori să mulțumesc Asociației Gospodarilor Maghiar pentru posibilitatea de a organiza acest eveniment, care are o importanță deosebită pentru instituția pe care o reprezint, datorită faptului că întărește atât legăturile transfrontaliere pe care au o istorie de câțiva ani, cât și arată interesul deosebit al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad față de domeniul pe care dumneavoastră îl reprezintă, respectiv față de agricultură. Ultimul eveniment memorabil al Camerei de Comerț a fost Agromalim, cea mai mare expoziție de profil din vestul țării, unde au participat atât expozanți din țară, cât și vecinii din Ungaria și Serbia. La fel se propune și acum, ca prin câteva cuvinte și prezentări tematice, să se stabilească legături între popoarele alăturate. Sprijinul nostru că facem legătura dintre colaboratorii din Ungaria, Serbia, Croația, Ucraina, Slovacia,
Adică avem o asociație carpantină, unde 7 țări sunt prezent și cu ăștia întâlnim anual 4 ori. Camera de Comerț cu sprijinul întreprinderilor economice sprijină activitatea tinerilor fermieri, dar și a celor care pornesc o activitate în domeniul agricol pentru a dobândi cunoștințele necesare în gestionarea afacerii și, de asemenea, pentru a beneficia de fondurile Uniunii Europene. Această instituție, nu numai acum, ci de ani de zile, ani lungi, are relații foarte bune cu Camera de Comerț și Industria Agriculturii. Împreună am organizat mai multe expoziții, ani la rând, atât la Agromalim, cât și cu energia regenerabilă. La această întâlnire, acum, dorim ca să anunțăm viitorii beneficiari ai programelor al PNDR-ului, astfel ca să poată să acceseze cât mai repede și cât mai mulți fondurile Uniunii Europene. Printr-un seminar tematic se prevede buna comunicare și relaționare dintre mediul rural și cel de afaceri în gestionarea corectă a afacerii de agricultor. Un tânăr de 35 de ani a lovit o barmană după care a furat din bar 3200 de lei, totul în timp ce era înregistrat de camerele de filmare. Barmana a dat dovadă de mult sânge rece, a apăsat butonul de panică și, exact cum cere procedura, a încercat să-l rețină pe atacator cât mai mult în așteptarea echipei de intervenție. Doar că bărbatul a continuat cu amenințările și, după ce a pus mâna pe bani, a dat să fugă, moment în care barmana a încercat să recupereze bancnotele din mâna hoțului. Tâlharul nici măcar nu s-a ferit de camerele de supraveghere și s-a arătat destul de încrezător că va scăpa basma curată. Polițiștii, în schimb, l-au prins după nici 20 de minute de la tâlhărie. Încolțit de oamenii legii, tânărul a devenit violent și l-a lovit pe unul dintre polițiști. La scurt timp, polițiștii au reușit identificarea și prinderea autorului tâlhăriei, fiind vorba despre un bărbat de 35 de ani din Satu Mare. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, iar cu privire la comiterea infracțiunii de ultraj, a fost sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Satu Mare. Nu este prima faptă de acest gen a bărbatului. Acesta, nu de mult, a fost eliberat din închisoare pentru bună purtare după ce a ispășit o parte din pedeapsa dispusă de magistrați, tot pentru tâlhărie. De acea dată, bărbatul a dat o spargere la o farmacie din apropierea inspectoratului de poliție. Au posibilitatea de a-și exprima stările și părerile cu privire la propria viață. Vorbim despre toți adolescenții din țară care au posibilitatea de a participa la un concurs inedit, marca Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Inițiativa Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității Aurel Vlaicu din Arad, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, concursul de creație literară și eseistică Adolescența și provocările scrisului, s-a născut din dorința de a stimula și încuraja creația literară și eseistică în rândul elevilor de liceu prin cultivarea aptitudinilor în direcția producerii de text. Succesul de care s-au bucurat cele două ediții ale concursului a îndemnat conducerea Universității Aurel Vlaicu din Arad prin Facultatea de Științe Umaniste și Sociale să lărgească nivelul național prin includerea sa în calendarul oficial al cursurilor desfășurate sub egida Ministerului Educației Naționale. Mă bucur foarte mult că o inițiativă a Facultății de Științe Umaniste și Sociale se află acum la treia ediție. Este vorba despre concursul Adolescența și provocările scrisului. De fapt, o inițiativă a Catedrei de Limba Română, a doamnei profesor universitar dr. Florica Bodiștean, pe care o și felicităm acum pentru că iată, a luat de curând abilitarea. Deci va fi un tânăr conducător de doctorat, ceea ce este foarte bine. Se întărește școala noastră doctorală. Dar despre acest concurs aș putea spune doar că el se află la ediția a treia și ceea ce este de subliniat este de fapt includerea concursului în calendarul de concursuri interdisciplinare organizat de către Ministerul Educației Naționale. De la o ediție la alta s-a observat o creștere a nivelului calitativ, respectiv mai mult curaj în exprimarea de sine, mai multă atenție acordată aspectelor formale ale discursului și o mai lucidă asumare a discursului critic în judecata de valoare asupra textelor propuse pentru dezbatere. Concursul se desfășoară pe trei secțiuni, proză, poezie și eseu.
Adolescența și provocările ei este un concurs la a treia ediție care din acest an va intra pe calendarul Ministerului. Acest lucru a fost posibil datorită unei bune colaborări a Universității Aurel Vlaicu, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, cu Inspectoratul Școlar. Sperăm cu această ocazie să avem o participare cât mai largă, atât din județul Arad, cât și din țară. Primele două ediții desfășurate în aprilie 2013 și 2014 în cadrul săptămânii Școala Altfel au demonstrat un interes crescut al elevilor și profesorilor de limba și literatura română din învățământul preuniversitar pentru asemenea manifestare competitivă de confruntare a creațiilor elevilor cu un juriu exigent și competent alcătuit din cadre didactice ale Facultății de Științe Umaniste și Sociale alături de inspectorul de specialitate ISJ Arad. Edițiile anterioare ne-au bucurat mult prin participare, prin nivelul dezbaterilor, așa că de anul acesta ne-am gândit să extindem aria secțiunilor, în sensul că pe lângă secțiunile de până acum, respectiv proză, poezie, eseu, să adăugăm și o secțiune de creații literar-eseistice în limbile moderne, engleză, franceză și germană. Concursul Adolescența și provocările scrisului este un concurs adresat elevilor din învățământul preuniversitar. Noi avem o colaborare de tradiție cu Universitatea Aurel Vlaicu și ne bucurăm, iată, și cu acest prilej al concursului de care am amintit, să colaborăm în continuare. Participanții se pot înscrie cu mai multe creații la mai multe secțiuni, cu sau fără profesor coordonator. Creațiile se vor trimite cu o săptămână înainte de data concursului pe adresa concurs_creație_fse@yahoo.com împreună cu formularul de înscriere printr-un e-mail cu subiectul concurs de creație, numele participantului. Escrocheriile prin metoda accidentul fac tot mai multe victime. O femeie de 83 de ani din Alba a fost înșelată de o adevărată avere. Le-a dat 80.000 de lei unor escroci care au mințit-o că fiul ei a provocat un grav accident rutier în Canada. Acum tâlharii sunt căutați de poliție. Femeia de 83 de ani din Alba Iulia își amintește cu groază de telefonul primit de la excroci. I-au spus că fiul ei din Canada riscă să petreacă ani grei în pușcărie pentru că a accidentat grav două fetițe pe trotuar. Totul îi era explicat prin telefon de așa zisul avocat al fiului. Eu nu știu cum de n-am murit când am auzit copilul meu închisoare până la 8 ani. Nimic n-am mai judecat, că ar putea să fie o provocare, o ceva. Nu! Tot excrocul care s-a dat drept avocat a venit și cu rezolvarea problemei. A mințit-o că mama fetițelor spulberate pe trecerea de pietoni ar vrea 100.000 de lei ca să nu le declare polițiștilor toate detaliile accidentului. Femeia le-a spus că nu are toți banii, așa că i-a dat 70.000 de lei, 2.000 de dolari canadieni și 1.000 de euro. Fica mea, care s-a prăpădit într-un accident de muncă acum 3 ani jumate, și ea avea strâns ea. La câteva ore după ce i-a dat banii unui așa zis colaborator al celui care s-a prezentat ca avocat, femeia a fost sunată de fiul ei, iar atunci și-a dat seama că a fost înșelată. Zic, cum și faci, ai scăpat de închisoare? Mamă, pentru numele Sfântului, că trebuie să te duci la spital, bas câmpii, ce, nu era în temă. Și până la urmă i-a spus ce s-a întâmplat. Păi zic, uite, a venit și așa, mai fost înșelată de un ticălos care ți-a luat banii. Polițiștii îi caută acum pe excroci. Recomandăm să fie prudenți atunci când sunt abordați de asemenea persoane și să nu dea crezare tuturor poveștilor care sunt abordați. În asemenea situații de accident rutier, cei care anunță asemenea evenimente sunt oficialitățile, în principal poliția. Mii de români au căzut până acum în plasa tâlharilor prin metoda la accidentul. Nu a trecut nicio lună de când o altă femeie din Alba Iulia a fost înșelată cu peste 20.000 de lei. 30 de calculatoare de ultimă generație. Acesta este cadoul pe care l-au primit elevii și profesorii de la o școală din Arad la început de an. Generosul gest aparține companiei Kaufland, care a demarat o campanie intitulată Școala de Valori. Compania dorește să se manifeste ca un partener activ în comunitate, iar sprijinul oferit educației este un mod cum nu se poate mai potrivit pentru a demonstra acest lucru. Momente de emoție și bucurie la Școala Generală Aron Cotruș din Arad. Elevii și profesorii de aici i-au primit marți în mijlocul lor
pe reprezentanții Kaufland, care au oferit școlii o donație constând în 30 de calculatoare. O zi deosebită pentru Paula în România, părinții și copiii din școala gimnazială a Rolcu-Rujului. Kaufland și școala de valori doresc să mulțumesc tuturor celor implicați și în special clienților noștri, care au participat la această campanie desfășurată în magazinele noastre. Trebuie spus că Aron Cotruș nu este singura școală care beneficiază de proiectul Școala de Valori. Kaufland are o listă bogată de instituții de învățământ care s-au remarcat printr-o activitate deosebită, însă școala are meritul de a fi dovedit că merită să se afle pe această listă. Cred că rezultatele activității noastre n-au rămas neremarcate de către mediul privat și de către comunitatea locală. Noi am încercat să popularizăm aceste rezultate prin toate mijloacele, fie prin activitățile desfășurate în școală, fie prin intermediul mass media. Și iată, rezultatele n-au rămas fără răspuns. Este rezultatul muncii tuturor colegilor mei, pentru că am fost aleși să fim beneficiarii unui astfel de proiect și cred că aici, dacă ar fi să mulțumesc cuiva, ar trebui să mulțumesc fiecărui coleg care, și fiecărui părinte, fiecărui copil care face parte din colectivul nostru. La festivitate au fost și reprezentanții autorităților locale, semn că cei de la Kaufland sunt sprijiniți în această campanie. Elevii școlii s-au pregătit cu un program artistic pentru a le mulțumi în acest mod celor care le-au făcut această frumoasă surpriză. Kaufland România susține proiecte sociale și educaționale ce au ca beneficiari principalii copii de toate vârstele. Sprijină programe care au ca obiectiv facilitarea accesului lor la educație și încurajarea frecventării școlii și prevenirea abandonului școlar. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Cu Banca Feroviară totul e mai simplu. Încearcă și tu, nu te costă nimic. Banca Comercială Feroviară schimbă abordarea. Alege Primus, un cont bancar de bun simț, fără comision de deschidere a contului, fără comision de administrare lunară, fără taxă de internet banking și fără sume minime. Banca Feroviară, simplu și rapid. Fotbalul vine la tine. Pregătește-te pentru 5 ani de spectacol la UPC. 5 ani de fotbal din Liga 1. Toate meciurile, toate fazele, toate golurile. Vino acum la UPC. Când a fost ultima dată când ai făcut ce ai vrut? Nu ce ți s-a cerut. Când a fost ultima dată când nu ai avut planuri sau program? Când a fost ultima dată când pur și simplu te-ai detașat? Uită când a fost ultima dată. Tot ce contează este acum. Mercedes-Benz GLA. Îndrăznește! Vino și relaxează-te la noi. Be fresh. Be fun. Be hot. Be cool. Be happy. Fii în formă. Fii activ. La noi găsești tot ceea ce visează copilul tău. Topogane tiroliană, panou pentru cățărat, labirint, carusele, piscine gonflabile, plus două locuri de joacă, totul pe o suprafață de 3000 de metri pătrați. 300 de copii se pot juca simultan. Nu i-am uitat nici pe părinți, sală pentru fumători, 3 săli pentru petreceri, bar, free wifi, discotecă și parcare privată. Vă așteptăm la Gemi Junior, la etajul 1 al complexului Gemi Center din Micalaca. Lele, vulpe, fii cu minte, nu mai tot fura.
casă, tot ce vrei, materiale bune și prețuri ok. Fă-ți o casă, cu tot ce vrei, materiale bune și prețuri ok. Adună toate ofertele din oraș și vino la noi să te convingem cu cel mai bun preț. Cu ofertă dedicată ție și construcției tale. Construiește cu Shop Construct. Shop Construct, noul depozit Rod Spectra la ieșirea spre Oradea, lângă reprezentanța Mazda și în S. Nicolaul Mare. Prețuri ok! Guvernul nu vrea majorarea prețului la gaze începând cu 1 aprilie 2015, așa cum solicită FMI. Executivul va stabili un alt calendar de creștere a prețurilor după ce va face o analiză. Este anunțul făcut de premierul Victor Ponta în ședința de astăzi. Premierul a anunțat și că va face o vizită în Statele Unite ale Americii, unde va avea o serie de întâlniri pe teme economice. Avem acord cu instituțiile internaționale. Vreau să-l finalizăm cu bine. Nu am semnat ieri scrisoarea de intenție pe două lucruri pe care trebuie să le negociem mai bine. La consumatorii casnici vreau să fim siguri, pe de o parte, că este necesar să mărim prețurile în condițiile în care prețurile mondiale la energie au scăzut și, în al doilea rând, că sunt suportabile, pentru că altfel în noiembrie-decembrie o să ne trezim că și oamenii și ceturile nu pot să-și plătească facturile. Și atunci ce am făcut? Luăm dintr-un buzunar și punem în celălalt. Primarul comunei Ocna de Fier din Caraș-Severin a plecat să muncească în străinătate. Motivul? Un salariu mai bun cu care își poate achita datoriile la bănci. Conform unei statistici neoficiale, aproape un sfert din populația județului Caraș-Severin a emigrat. Dintr-un județ în care industria era pe primul loc și absorbea undeva la 60% din forța de muncă a populației, oamenii pleacă acum pe capete în țările din vestul Europei. Acest drum a fost ales și de către primarul comunei Ocna de Fier din Caraș-Severin, Mircea Ciobâcă. Omul a plecat în vizită la soția lui, care era în Germania de câteva luni. Acolo și-a găsit de lucru pe un salariu onorabil și mult mai mare decât cel din România, așa că primarul și-a prezentat demisia din funcție și nu oricum, ci prin e-mail. Începând cu data de 1 februarie, am întocmit actele necesare, am prezentat-o Consiliului Local. Doamna secretară a întocmit toate cele necesare, așteptăm și originalul, care trebuie să vină prin poștă, după care prezentăm domnului prefect. Și ca lucrurile să fie cât mai corecte, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Ocna de Fier, viceprimarul Comunei Mircea Ungureanu și-a prezentat un proiect de hotărâre inițiat de către primarul Mircea Ciobâcă, prin care acesta își informa foștii colegi, consilieri locali, despre faptul că din motive personale a ales alt drum și că și-a dat demisia din funcția de edil șef. Da, a fost bun. A fost foarte bun. Nu putem să spun eu a fost bun. Ce credeți că ar fi plecat? Nu știu dacă salariul. A plecat nevastă și de asta a plecat și el. A spus că dacă îți găsește de serviciu, pleacă și el. Așa s-a auzit. Apoi, așa a făcut. Cred că datorită salariului mai mic, ceea ce știu că are un apartament în Reșița și e cu împrumut din bancă și în fiecare lună nu știu cât are de dat, mă gândesc. Dar din câte știu că nevastă și-a găsit de serviciu în Germania și după, eu știu, câteva săptămâni a plecat și el. Ce fel de om a fost? Se interesa de comunitate? Da. Un om care și-a lăsat un loc de bună ziua de la toți. Aici se câștigă puțin și au și rate la apartament, au... Na, eu știu. Ce fel de om era? S-a ocupat așa de situația? Da, s-a ocupat. Noi nu prea avem treabă cu primăria. Ne ducem, plătim impozit o dată pe an, gunoiul și rest nu prea avem treabă cu primăria. Bani mai mulți, cred. Salarul mai mare, nu știu. Ce fel de om era așa? S-a ocupat de cum? Da, se ocupa, deci era conștiincios așa. Credeți că salariul ar fi unul dintre motive care... Bineînțeles, aoleu, că vine mașina. Da, tot e până la bani. Acum se așteaptă hârtia la mână, adică cea prin poștă, după care va fi prezentată prefecturii Caraș-Severin. În funcție de aceasta, instituția prefectului va lua o decizie, alegeri anticipate sau delegare de funcție.
Tot sătenii îl regretă pe Mircea Ciobâcă. Acesta a fost primar la Ocna de Fier 3 mandate consecutive, 2004 și până în prezent. Cu toate acestea, el a renunțat la onorabilă funcție de primar pentru un salariu mai bun în Germania. Acesta, deși își iubea țara, după cum se vede din fotografia alăturată postată de către fostul primar pe pagina sa de Facebook. 10 maramureșeni pornesc la finele acestei luni în aventura vieții, escaladarea celui mai înalt munte de pe continentul african pentru o cauză nobilă. Alpiniști cu state vechi s-au aflat la prima experiență de acest gen. Cei 10 temerari vor să strângă 25.000 de euro pentru a oferi șansa unei vieți mai bune unei mame cu 7 copii. Provocarea este dublă pentru cei 10 îndrăzneți. Pe de o parte, vor cuceri cel mai înalt munte din Africa, iar pe de altă parte pot deveni adevărați eroi pentru cei 7 copii ai unei familii din capitală. Povestea anișoarei, mama pentru care vor să adune bani, pare desprinsă dintr-un scenariu de film. După ce a suferit abuzurile unui soț violent și alcoolic, și-a luat viața în propriile mâini. Cei 8 locuiesc acum în chirie într-un apartament cu 2 camere, cu paturi extensibile, uzate și incomode. Am încercat să facem un proiect inedit de fundraising, care presupune mai exact escaladarea celui mai înalt vârf din Africa, combinând această chestiune cu operațiuni de fundraising, în sensul în care încercăm să atragem atenția asupra unui caz social prin activitatea noastră. Cazul social fiind pus la dispoziție de către cei de la HHC România. Se află într-o situație grea această familie? Da, este o familie monoparentală, mamă cu 7 copii, care în acest moment stau într-un apartament cu 2 camere în chirie în București, lucru care este foarte complicat. Mama fiind singura sursă de venit a familiei, duc un trai foarte greu. Cei 10 temerari sunt avocați, manageri, antreprenori și administratori de firme, unii împătimiți ai muntelui, alții aflați la prima experiență de acest gen. Recunosc că ascensiunea pe vârf reprezintă o provocare serioasă, însă sunt convinși că cei care ajung pe vârful Uhuru de 5.895 de metri, cel mai înalt vârf din Africa, pot afirma că și-au câștigat renumele de alpiniști. Marea motivație a fost această combinație între challenge-ul în sine de a urca pe munte și challenge-ul de a strânge bani pentru această cauză. Când va avea loc expediția și câteva cuvinte, cât va ține? Între 27 februarie și 8 martie va fi expediția. Escaladarea efectivă va dura 6 zile, după care 2 zile întoarce, dacă am reținut bine, nu știu exact. Nu este neapărat un traseu foarte dificil din punct de vedere tehnic, dar fiind o altitudine foarte mare, necesită anumite sau poate presupune anumite dificultăți. Așa cum pentru anișoara, mama eroină, imposibilul nu există și cei 10 alpiniști vor să-și ducă planul la bun sfârșit. Banii strânși în urma expediției pot constitui un prim pas spre o viață mai bună pentru cele 8 suflete. Să vedem acum care este prognoza meteo pentru ziua de mâine. În Oltenia cerul va fi variabil, vântul va sufla în general slab, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 2 grade, iar cele minime între minus 12 și 7 grade. În zonele joase va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. În Muntenia, valorile termice vor continua să caracterizeze o vreme mai rece decât în mod normal pentru această dată calendaristică, pe arii restrânse geroasă dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și 2 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 10 și minus 5 grade. În Dobrogea cerul va fi variabil cu unele înnorări în sudul zonei, unde vor mai fi condiții pentru fulguieli. Vântul va sufla moderat cu intensificări locale în cursul zilei, cu viteze de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 2 grade, iar cele minime între minus 6 și minus 2 grade. În Moldova cerul va fi variabil cu unele înnorări în cursul zilei, în sud, unde totul izolat va ninge slab. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale, mai ales în jumătatea de sud, spulberând zăpada. Pe spații restrânse se va semna la ceață, asociată și cu chiciură. Temperaturile maxime vor oscila între minus 2 și 1 grad, iar cele minime între minus 11 și minus 5 grade.
În centrul țării vremea se menține deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 6 și minus 2 grade, iar cele minime între minus 14 și minus 9 grade. În Maramureș vremea va fi în general frumoasă, izolat geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade, iar cele minime între minus 11 și minus 6 grade. În vestul țării vremea va fi predominant frumoasă și rece, geroasă dimineața în depresiuni. Spre dimineață în zonele joase vor fi condiții de ceață asociată cu depunere de chiciură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 3 grade. Cum evoluează vremea în următoarele zile, aflați în câteva minute. Fostul director al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a fost audiat în fața Tribunalului Corecțional din Lille. Acesta a dat cu subsemnatul în cadrul procesului Carlton, în care este acuzat de proxenetism în formă agravată. Dominic Strauss-Kahn, acuzat că a fost principalul beneficiar al unor petreceri libertine, care s-au desfășurat la Lille, Washington sau Paris, susține încă de la începutul acestui caz că nu știa că partenerele sale sexuale sunt prostituate. Potrivit judecătorilor, el era pivotul central și beneficiarul uneori exclusiv al întâlnirilor sexuale, motiv pentru care a fost inculpat la 26 martie 2012 pentru proxenetism în formă agravată comis în bandă organizată, deși termenul bandă organizată a fost înlăturat ulterior. El riscă 10 ani de închisoare și o amendă de 1,5 milioane de euro. Acuzarea afirmă că Strauss-Kahn nu a plătit probabil niciodată o prostituată în cursul acestor petreceri, dar le reproșează prietenilor săi, un polițist Jean-Christopher Legard, doi antreprenori Fabrice Pesovski și David Rocket și o specialistă în organizare de evenimente Virgin Dufo, că au adus prostituate la aceste întâlniri pentru a-i produce plăceri regelui petrecerilor. Fostul director al FMI se apără în fața acestor insinuări răuvoitoare, care le-au determinat să ceară el însuși să fie audiat în octombrie 2011, când au început să circule zvonuri privind rolul său într-o rețea de recrutare de prostituate pentru petreceri, deși abia se încheiase scandalul Sofitel, în care a fost acuzat de agresarea sexuală a unei cameriste de la hotelul Sofitel din New York. Avocații săi au afirmat că trimiterea sa în fața Tribunalului Corecțional are motivații politice, ideologice, morale, în timp ce practicile sale sexuale apar în mărturile unor reclamate care au evocat natura relațiilor sexuale întreținute cu acestea. Aceste practici ar putea fundamenta convingerea acuzării că era imposibil ca Strauss-Kahn să nu știe că aceste relații erau plătite. Mai mult de 80% dintre ruși au o părere negativă despre Statele Unite, sentimentul anti-american ajungând astfel la un nivel record în ultimii 25 de ani, potrivit unui sondaj. Conform sondajului efectuat de Centrul Levada, peste 80% dintre respondenți au o părere negativă despre Statele Unite, în timp ce în 1992 procentajul era exact invers. De asemenea, peste 70% dintre ruși au o opinie negativă despre Uniunea Europeană. Se arată în sondajul realizat în perioada 23-26 ianuarie, pe un eșantion de 1600 de persoane, cu o marjă de eroare de 3,4%, scrie Moscow Times. Relațiile politice ale Moscovei cu Occidentul s-au deteriorat la nivelul din perioada războiului rece anul trecut, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimea. În condițiile în care conflictul separatist din estul Ucrainei s-a intensificat și se prelungește, iar unii congresmeni americani fac apel la furnizarea de arme a forțelor ucrainiene, fiind în opinia publicului rus că nu se va îmbunătăți probabil prea curând, comentează Moscow Times. Părerea rușilor despre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană s-a degradat treptat începând din 2011, cea mai accentuată deteriorare fiind înregistrată în martie 2014, când Rusia a anexat Crimea. Majoritatea rușilor au susținut această anexare, sentimentul patriotic determinând o creștere a popularității președintelui rus, Vladimir Putin, la niveluri record în prezent de aproximativ 85%. Părerea rușilor despre Ucraina s-a deteriorat semnificativ de asemenea de la o rată de aproximativ 75% a opiniilor pozitive în iulie 2013
la aproape 65% din opiniile negative în prezent. În schimb, părerea rușilor despre China s-a îmbunătățit, înregistrând o creștere de peste 20 de puncte procentuale din noiembrie 2013, în prezent 81% dintre respondenți având o opinie pozitivă. Opinia cetățenilor ruși față de Belarus a rămas relativ constantă în ultimii 15 ani, la aproximativ 80% din părerile pozitive. Un avion al companiei Ryanair care se deplasa pe ruta București-Dublin a fost deviat către un aeroport german în noaptea de luni spre marți din cauza unei urgențe medicale apărute la bordul aeronavei. Avionul care efectua zborul, FR-7347, a anunțat că are o urgență medicală la bord la scurt timp după ora 22, ora 0, ora României, și a aterizat în siguranță după câteva minute pe aeroportul Köln-Bonn. Zborul de la București la Dublin a fost deviat către Köln după ce unui client i s-a făcut rău la bord, a precizat compania într-un comunicat citat de Irish Independent. Aeronava a aterizat normal, iar clientul a fost întâmpinat de personalul medical care l-a debarcat pentru a administra tratament. Aeronava urmează să plece în scurt timp către Dublin, a continuat compania. Un purtător de cuvânt al aeroportului din Dublin a declarat că avionul urma să ajungă la Dublin la ora locală 045, 2:45 ora României. Ryanair își cere scuze sincer de la clienții afectați pentru această scurtă întârziere, a concis compania. Aflăm acum de la Andreea Weiss cum va evolua vremea în următoarele 3 zile. Miercuri, valorile termice vor crește față de ziua precedentă în vest și nord-vest, dar în restul teritoriului vremea va fi în continuare mai rece decât normalul perioadei. Local geroasă dimineața și noaptea, cerul va fi variabil cu unorări în est și în sud-est, dar condițiile de ninsoare slabă vor fi reduse. Joi vremea va fi în general frumoasă cu cer variabil. Temperaturile maxime în creștere față de ziua anterioară în toate zonele țării vor fi cuprinse între minus 2 și 6 grade, iar cele minime se vor încadra în general între minus 13 și minus 3 grade. Vineri vremea se menține în general frumoasă și va continua să se încălzească ușor față de ziua anterioară în toate regiunile, înregistrându-se astfel temperaturi maxime cuprinse în general între 1 și 9 grade și minime între minus 8 și 2 grade. La munte vremea se menține geroasă noaptea și dimineața. Temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Condiții de ceață vor fi asociate cu hiciură. Rubrica Meteo se încheie aici. Sunt Andreea Weiss. Vă doresc o seară frumoasă. La revedere! La știrile din sport vedeți rezumatele a două meciuri de baschet masculin disputate în Liga Națională. Tot la sport mai puteți urmări știri din fotbal, handbal feminin și lupte greco-romane. Luptătorii seniori de la Clubul Sportiv Astra Arad vor deschide sezonul 2015 în competițiile naționale. Vicecampionii vor intra pe saltea în cadrul turneului final al campionatului național individual, organizat la finalul acestei săptămâni în Cluj. În anul competițional 2015 debutează cu finala campionatului național individual de seniori, care va avea loc săptămâna aceasta, vineri, sâmbătă și duminică, la Cluj. Competiția se desfășoară concomitent atât la stilul greco-romane cât și la stilul libere, feminin și masculin, și este programată la început mult mai devreme, la începutul anului mult mai devreme decât până acum, dat fiind calendarul competițional internațional la care vor fi angrenați sportivii noștri. La acest concurs, antrenorul emerit Spiridon Stanciu va prezenta un lot alcătuit atât din cei care au ajuns la vârsta senioratului, peste 23 de ani, dar și din cei care vor concura la tineret sau juniori. După competiția de la Cluj, va urma prima etapă a Superligii de Seniori între 13 și 14 martie.
Sala polivalentă din Arad a fost gazda unei etape din cadrul competițiilor interne de arte marțiale. În organizarea clubului Vașinova a avut loc etapa pe zona Transilvania a campionatului național de karate tradițional, ediția a 24-a. În fiecare an, deci există faza zonală și după aia se duce la faza națională. Există mai multe categorii de vârstă, copii 4, copii 3, copii 2, copii 1, cadeți, juniori, seniori și tineret și seniori. Este vorba de cluburile doar din zona Transilvania, deoarece în același timp are loc și în Moldova și în Oltenia, zona Moldova, zona Oltenia. După această competiție, primii 8 de pe fiecare categorie se vor duce la faza finală și după faza finală se aleg primii 4 de pe fiecare categorie și se vor duce la campionatul european din Milano. Întrecerile au avut loc pe mai multe categorii. Oficialii clubului UTA au reușit un nou transfer greu de realizat pentru o echipă de Liga a 3-a. Fostul golgheter de Liga 3 de la ACS Poli Timișoara, atacantul de 29 de ani, Soboș Sechei, va juca până în vară în echipa pregătită de Roland Noi. În turul campionatului, jucătorul a evoluat puțin pentru echipa antrenată de Dan Alexa, astfel că a decis să-și rezilieze contractul cu gruparea bănățeană la începutul anului, fiind în negocieri cu un club de primă ligă din Ungaria. Lotul arădean continuă pregătirile pe plan local, întrerupte de jocurile amicale, ultimele două fiind cu echipe din Liga Secundă. După ce a pierdut cu 2-1 amicalul susținut la Oradea cu FC Bihor, UTA a încheiat la egalitate, scor 1-1 cu Metalul Reșița pe terenul din Șiria. Mâine va avea loc un alt joc de pregătire, cu Olimpia Satu Mare la Șiria, începând cu ora 11. HCM Baia Mare rămâne ultima în grupă după eșecul usturător suferit în fața deținătorii trofeului Gheorghe Eto. Gruparea maghiară s-a impus fără drept de apel cu 26-18. Deși fără aportul mai multor jucătoare valoroase, accidentate, Ghior nu i-a dat nicio șansă campioanei României. Înaintea partidei, băimărâncele spuneau că au o șansă de aur din cauza numeroaselor accidentări din tabăra echipei maghiare. Nu a fost însă să fie. Deținătoarea trofeului s-a impus fără probleme, chiar dacă din teren au lipsit vedetele Gheorbiț, Lunde și Moamorim. Campioana României a fost condusă la pauză cu scorul de 13-9. La reluarea jocului, diferența de pe tabelă a crescut în favoarea câștigătoarei ultimelor ediții ale Champions League, care s-a impus la o diferență de 8 goluri. Nu ne-a ieșit ceea ce ne-am propus pentru jocul de astăzi. Cred că asta a fost cea mai mare problemă. Am jucat după o altă tactică. Intenția a existat, dar nu am fructificat-o. Cei de la Ghior au jucat foarte bine, noi din păcate nu. Trebuie să fim realiști. Sunt o echipă mai bună decât a noastră. Am învățat o lecție, ei sunt o echipă închegată, noi suntem abia la început. Sunt de o lună aici, trebuie să avem răbdare. Au fost mai bune decât noi, acesta este adevărul. Donascimento și Georgesca au fost cele mai bune marcatoare ale campioanei României, cu 4 goluri fiecare. De cealaltă parte, Suza Müller a perforat poarta bănățeană de 8 ori. Pentru băimărence urmează un alt meci dificil contra danezelor de la Vilborg. Derbiul se joacă pe 15 februarie. Urșii din Banat n-au avut replică în meciul susținut la Timișoara cu campioana CSU Asesov Ploiești, fiind învinși pe teren propriu cu 77-54. Valoarea și experiența celei mai galonate echipe de basket masculin din ultimii ani a fost evidentă. Ivan Misovic a fost cel mai bun marcator de la Timba cu 14 puncte. Hola a avut 10, Relic 9, Mijatović și Blunt câte 6, Filip 5, Winston 4. Am început foarte, foarte slab, nu știu, am avut-o, probabil că faptul că am întâlnit o echipă care joacă în Eurocup i-a speriat pe unii dintre jucători și nu mi se pare normal, am început dezastros. Primele două sferturi, primul mai ales a fost un dezastru, după care a fost foarte greu să mai intrăm în joc. Când începi așa, dai reușesc să-mi scrii 22 de puncte în două sferturi, e foarte greu. E păcat. Am și prins o zi foarte proastă, într-adevăr. Avem, cred că, nu știu, o aruncare de 3 puncte am reușit. Sau două. Nu, una. Cred că acum, în ultima Leo. Una din nu știu câte. Încă n-am văzut
înregistrările. Am jucat foarte slab. Nu știu dacă era fricosă, dar noi am vorbit despre asta. Deci timpul poate să fie foarte periculosă dacă nu-i tratezi foarte serios. Mai ales de la început. Dacă mai erați dinții, cum se zice, de la început, începi cu apărare, cum era și primul sfert 8-20, deci acolo cred eu că un pic a dat semn de viață sfertul 3, unde am jucat noi apărare mai slab, dacă pot zic așa. Etapa viitoare, Timba joacă în deplasare pe terenul vicecampioanei CSM Oradea. BC Timișoara a câștigat cu 87-81 întâlnirea de Liga Națională de Basket Masculin cu Gaz Metan Mediaș după un joc echilibrat. La pauză, Leii conduceau cu 45-38. Cel mai bun marcator al bănățenilor a fost Bogdan Popescu, autor a 29 de puncte, urmat de Jovanovici, 24, Persic, 14, Tica, 10, Menighet, 7, Luis, 2, Pilcevici, 1. Eu m-am bucurat cel mai tare când am dat 0 puncte și am bătut Târgu Jiu aici și a fost o atmosferă extraordinară. Pe mine mă interesează victoria, mă interesează locul echipei, acum suntem amputeți pe podium sau ne batem pentru podium. Deci asta aici, bineînțeles că sunt fericit personal, dar ce să mai am o vârstă, nu mai mă duc eu în sănătate să joc. Deci, sincer, punctele personale și lucrurile ce fac în personal nu prea mă interesează, mă interesează numai că să câștige echipa. Și dacă eu îmi fac și treaba, cu atât mai bine. Întreaga atmosferă, tot undeva în aer, este o aroganță. O aroganță, lipsă de susținere totală. Victoriile sunt ceva obligatorii, frângerile sunt o dramă și e vorba numai de BC Timișoara, restul echipelor când pierd nu e nicio dramă, chiar se atenuează în absolut toate articole, toate celelalte rezultate. Însă când e vorba de noi, planează o atmosferă vai de capul lor, scrieți cu litere mari. Etapa următoare, BC Timișoara va evolua în deplasare pe terenul lui SCM U Craiova. Monitorul se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. O seară bună tuturor!